Ioana, mereu cu gândul la copilul tău. Numărul de magazine Lorimer a crescut cu încă unul. De acum ne găsești și în Hălăucești, pe strada bisericii, peste drum de liceul teoretic Bogdan Vodă. Vă așteptăm cu o gamă largă de produse la prețuri fără concurență. Lorimer, comod și ieftin, aproape de casă. Ai săturat să visezi cu ochii deschiși? Zboară direct de la aeroportul Iași. La Paris, să vezi cele mai frumoase muzee. Sau la Bruxelles, pentru o plimbare pe străzile vechi. În mai puțin de 2 ore, descoperi un oraș între 2 luni, Istanbul. Și recunoaște, abia aștepți să ajungi la Barcelona, un loc perfect pentru o vacanță plină de culoare. Iar pentru o scurtă călătorie de afaceri, alege München sau Köln. Nu uita nici de celelalte 8 destinații externe directe, pentru experiențe de neuitat. Călătoria ta începe la aeroportul Iași. Suntem cu toții diferiți, însă reducerile ne plac tuturor. Vă așteptăm la Reflex, unde vei plăti numai jumătate din prețul inițial la îmbrăcămintea și încălțămintea de sezon. Nu ratați ocazia! Reflex, o garderobă de succes de calitate garantată. O vizită la salonul de înfrumusețare Victoria îți oferă ocazia să descoperi lucrul care ți se potrivește. Prin serviciile de înfrumusețare oferite, cele mai noi tehnici, produse de îngrijire profesionale și specializarea stiliștilor, atât clientele care vor încerca ceva nou punându-și în stilist toată încrederea, este aflat pe strada Eugen Stamate, bloc A2, scara A parter. Salonul de înfrumusețare Victoria îți oferă combinația ideală dintre ambianța plăcută și atitudinea profesională. Bună seara și bun găsit la știrile Actualitatea TV! Buna Vestire, cunoscută și zumnule de Blagoveștenie, se sărbătorește pe data de 25 martie fiecărui an și este o sărbătoare dedicată Maicii Domnului. Această zi este legată de o serie de tradiții și obiceiuri specifice. Tradiția spune că în această zi aducătoare de veste minunată, oamenii nu au voie să se certe fiind mare păcat. Străbunii credeau că cine se ceartă în această zi va avea necazuri tot anul. De bună vestire este dezlegare la pește, iar tradiția spune că acela care gustă pește în această sărbătoare se va simți tot anul precum peștele în apă. Străbunii credeau că pescarii nu au voie de bună vestire să arunce mămăligă în apă pentru că mor peștii. Astăzi este începutul mântuirii noastre și arătarea tainei cele de veac. Fiți credincioși și credincioase, aducem în slavă lui Dumnezeu, mulțumire Mântuitorul Hristos și Maicii Domnului, când am vrednicit să ajungem în această zi,
de 25 martie 2016, ziua Bunei Vestiri, ziua închinată Maicii Domnului, praznic împărătesc, ziua bucuriei, pentru că astăzi Fiul lui Dumnezeu om se face, se întrupează de Sfânta Fecioară Maria. Sigur că, așa cum spuneam și la vecerne aseară, poporul român are mare evlave pentru Maica Domnului, conștienți fiind de rolul Maicii Domnului în mântuirea neamului omenesc. Ați cântat astăzi taina cea din veac ascunsă și de înger neștiută. Această taină, de fapt, este întâlnirea astăzi a Sfântului Arhanghel Gabriel cu floarea de crin alb, frumos mirositor în mână, cu Sfânta Fecioară Maria, în localitatea Nazaret, din provincia Galileea. De ziua Poliției Române, la sediul Poliției Municipiului Iași, a avut loc festivitatea de înmânare a diplomelor pentru merite profesionale deosebite ale polițiștilor. În cadrul acestui eveniment a fost ales și câinele polițist al anului, Sav. Patrupedul a ajutat anul trecut la găsirea unei persoane rătăcite în pădure din comuna Stârițel. Bătrâna de 74 de ani, dispărută noaptea de 22 spre 23 octombrie 2015 de la domiciliu din comuna Stârițel, județul Iași, a fost găsită de câinele polițist Sav într-o pădure de la limita cu județul Botoșani. La data de 25 martie anul curent, cu ocazia zilei Poliției Române, a avut loc festivitatea de recompensare a unor polițiști cu mulțumiri scrise și înmânarea de diplome pentru merite profesionale deosebite. Le-au fost înmânate diplome și plachete polițiștilor anului. De asemenea, anul acesta a fost premiat și câinele polițist. Câinele polițist al anului a fost ales câinele Sav de la Pașcani, care împreună cu conductorul său, agent șef de poliție David Iulian, a găsit o femeie rătăcită de câteva zile în pădure, după cum bine știți. De asemenea, tot în cadrul festivității a avut loc premierea câștigătorilor concursurilor sportive organizate la nivelul instituției noastre. Sav, un ciobănesc german de un an și 6 luni, se afla la prima sa misiune pe care și-a îndeplinit-o cu succes. Anterior, acesta a participat timp de 5 luni de zile la un stagiu de pregătire împreună cu polițistul conductor la centrul kinologic Aurel Greblea de la Sibiu. Conductorul câinelui este agent șef de poliție David Iulian, angajat în poliție din anul 2000, în prezent desfășurându-și activitatea în compartimentul de investigare tehnico-științifică din cadrul Poliției Municipiului Pașcani. Câinele polițist a luat urma femeii și a ghidat polițistul prin pădure la aproximativ 20 de kilometri de locul de unde plecase femeia. Astfel, la data de 25 octombrie, câinele și polițistul au găsit-o pe bătrână întinsă la pământ în pădurea din apropierea județului Botoșani. PNL Pașcani a anunțat ieri seară că nu renunță la lupta cu operatorul APA Vital. Într-o conferință de presă, liberalii au susținut că vor continua demersurile astfel încât cetățenii să fie respectați de operatorul județean. Membrii partidului prezenți la discuții au condamnat gestul primarului, care a interzis accesul cetățenilor la ședință, dar și faptul că acesta abuzează de instituțiile din subordine. Marius Pintilie, președintele PNL, a fost cel care a anunțat că lupta continuă. Să știți că Partidul Național Liberal nu se oprește aici. Vom găsi soluții în zilele următoare să vedem ce demersuri mai putem face în așa fel încât să ne continuăm lupta noastră cu acest operator care nu respectă pășcănenii. Până când acest operator nu va respecta pășcănenii, noi nu vom avea liniște, ca să zic. Și hotărârile Consiliului Local. Și să, acest operator să ducă la îndeplinire și hotărârile de Consiliul Local. Și ne dorim ca domnul primar să înțeleagă că el este reprezentantul Consiliului Local, nu este reprezentantul APA Vital și Arsaces. Domnul primar trebuie să ducă la îndeplinirile hotărârile Consiliului Local, că așa spune legea. Nu să ducă la îndeplinirile ce se întâmplă și se hotărăște la Arsaces și APA Vital. Întrebat dacă liberalii ar fi fost de acord cu organizarea unui referendum la o altă dată decât cea propusă în proiectul de hotărâre, președintele formațiunii politice a răspuns. Eram de acord cu referendumul la orice dată, numai să fie. Pentru că cred că referendumul clarifica lucrurile. Cred că referendumul avea menirea să aducă și liniște în urbea noastră, în momentul în care cetățenii îți transmiteau clar care este direcția de acțiune. Noi, în calitate de consilieri locali sau actual viitori, trebuia să luăm o hotărâre și să facem exact ceea ce își doresc pășcănenii.
Deci da, votam referendum la orice dată era propusă. În cadrul conferinței de presă, cei care au luat cuvântul au criticat decizia primarului de a limita accesul cetățenilor la ședință în condițiile în care sală mai erau locuri libere. Ei mai cred că poliția locală ar fi trebuit să participe la acțiuni în stradă. Poliția, care ar trebui să fi fost în stradă și să aibă grijă de cetățenii ei, a fost pusă să blocheze accesul cetățenilor la ședința, poate una din cele mai importante ședințe care au avut loc în ultimul timp la Pașcani. Și anume aceea care trebuia să se decidă dacă la Pașcani putem avea, zic eu, instrumentul primordial al democrației și anume referendumul în cazul de față pe plan local. Este rușinos, este nedemn și acest partid, din păcate, nu reușește să se desprindă de mentalitatea aia formată de fostul lor tătuc. Un alt reprezentant a susținut că nu este întâmplătoare atitudinea primarului. Nu ar trebui să ne mire atitudinea domnului primar, având în vedere că dumneavoastră recidivează acum un act printr-o dispoziție de primar, a interzis manifestările în locuri publice a oamenilor care erau nemulțumiți de o anumită situație din oraș. Deci dacă atunci n-am reacționat, se pare că dumnealui continuă să creadă că poate să atace democrația, iar așa cum știm, somnul rațiunii naște monștri. Așa că ar trebui să nu mai permitem așa ceva și de fiecare dată când dumnealui va încălca legea, noi să sancționăm și să atragem atenția asupra acestui lucru. PNL Pașcani continuă să susțină că sunt soluții pentru înființarea unui serviciu propriu în cadrul primăriei, aducând în discuție declarațiile instituțiilor statului care au participat la ședința legislativului local. Primăria Pașcani anunță că începând de astăzi vor începe sesiunile de examinare pentru cei care vor să fie președinți ai birourilor electorale ale secțiilor de votare de la alegerile din iunie 2016. Zilele trecute am primit un anunț din partea biroului electoral de la Iași, în care suntem informați că urmează să înceapă, începând practic de astăzi vine anunțul, examenul pentru cei ce doresc să fie președinți de secții de votare și locțiitori ai lor. O mențiune importantă este următoarea. Nu toți cei care au depus vor fi chemați la examinare. Vorbim doar de cei care nu au mai avut experiență, nu au mai fost președinți ori locțiitori ai secțiilor de votare în municipiul Pașcani în alegerile din trecut. Bun, în acest sens noi am publicat pe site acest anunț. Am înțeles că săptămâna viitoare va avea loc această examinare. Ne vor solicita o sală în cadrul primăriei municipiului Pașcani. Nu mi-au comunicat încă data, nici mie, nici doamnei secretar. Tematica examenului, la fel, este publicată pe site și le dorim succes candidaților cu această ocazie. Colectivul de cadre didactice și elevi ai școlii gimnaziale Iordache Canta Cuzino din municipiu au sărbătorit astăzi cea de-a treia ediție a zilelor școlii. Toți elevii din ciclul primar și gimnazial alături de profesorii lor, dar și de părinți și bunici veniți să-i susțină, s-au adunat în sala de sport a școlii unde au participat la activitățile pregătite pentru această zi. Festivitatea a debutat cu imnul școlii interpretat de către corul de copii aflat sub coordonarea profesorului Dan Vitcu și a fost urmată de un cuvânt de deschidere din partea directorului Daniela Simion, urmată de inspectorul școlar Cristinel Iordăchioaia. Acesta din urmă a felicitat elevii preamintiți și întreg corpul profesoral, susținând că îi va susține în toate proiectele viitoare. Avem bucuria de a marca astăzi a treia ediție a zilelor școlii Iordache Cantacuzino. Noi am ales să sărbătorim să marcăm aceste zile la început de primăvară. Am dorit să le asociem de asemenea cu o mare sărbătoare a noastră a românilor, cu Buna Vestire, pentru că Buna Vestire înseamnă pace și liniște și bucurie și vești bune și foarte multă armonie. Această a treia ediție ne aduce multe bucurii, pentru că astăzi, la final de săptămână, premiem atât elevii cât și cadrele didactice care în decurs de 4 luni și jumătate, din decembrie și până acum, la final de martie, la olimpiadele și concursurile școlare, ne-au adus 235 de premii și mențiuni. Din 845, 235 să-ți vină cu premii efective și mențiuni este foarte mult. Dorim să le mulțumim lor.
dorim să mulțumim profesorilor noștri, colegilor noștri, care sunt totalmente dedicați și muncesc cu atâta profesionalism, nu neapărat pentru a câștiga un premiu, dar pentru a forma aceste elevi, încât astăzi, de zilele școlii, dorim să le aducem un omagiu foarte frumos. Și, de asemenea, am pregătit un spectacol în care artiștii școlii, pentru că sunt destui, să arate ceea ce pot. Astăzi sunt școlari, mâine copii, oameni mari la școală, am învățat tot ce e bun, frumos și curat. La mulți ani te iubim școală, dragă, zi după zi, ne-ai învățat. Vorba despre 235 de copii din toate clasele, din totalul de 846, care au obținut premii la olimpiade și concursuri. Toți au primit cu emoție sub ochii părinților și bunicilor flori și diplome pentru meritul lor. Ziua aleasă pentru marca acest eveniment nu a fost întâmplătoare, ci s-a dorit a fi în aceeași dată cu marea sărbătoare a creștinilor, Buna Învestire, motiv pentru care unii elevi au recitat poezii religioase. De altfel, unele activități pregătite pentru această sărbătoare nu au putut avea loc din cauza vremii nefavorabile. Talentele locale din Pașcani au participat la Festivalul Național Haila Teatru în perioada 20-22 martie, organizat de Teatrul Luceafărul din Iași, și s-au întors acasă cu premii. Miercuri 23 martie a avut loc festivitatea de premiere. Pe lângă cei de la Clubul Copiilor, trupe de la Colegiul Național Mihail Sadoveanu, dar și de la Liceul Teoretic Miron Costin, ne-au făcut mândri prin participarea lor la acest festival și întoarcerea acasă cu premii. Cei mai mici, trupa mini de la Clubul Copiilor, au venit acasă cu premiul special pentru cea mai armonioasă trupă, obținut pentru spectacolul Împăcarea. Fenomenalii juniori de la Liceul Teoretic Miron Costin din Pașcani au obținut premiul pentru omogenitatea trupei, iar fenomenalii s-au întors acasă cu premiul special pentru dramaturgie contemporană. Mihnea Botezatu, de la trupa Ales Fenou, tot de la Liceul Teoretic Miron Costin, a obținut premiul special pentru interpretarea masculină. Trupa Milo Junior de la Colegiul Național Mihail Sadoveanu a obținut premiul special pentru conceptul dramaturg, iar trupa Milo de la Colegiul Național Mihail Sadoveanu a obținut premiul special pentru colaj teatral. Zilele de 20, 21 și 22 martie a avut loc la Iași a 10-a ediție a Festivalului Haila Teatru, organizat de Teatrul Luceafărul Iași. Fenomenalii de la Miron Costin Pașcani au mers cu 3 trupe, fenomenalii seniori, care au jucat Steaua fără nume de Mihail Sebastian. Fenomenalii juniori au mers cu o piesă a lui Iuliu Rațiu, Eroii din Galaxia Gutenberg, iar fenomenalii de limbă franceză, numiți anul ăsta Le Fenou, au participat cu un fragment din Cântărețea Cheală de UNESCO. Ne-am întors cu 3 premii frumoase la această 10-a ediție și țin să menționez faptul că am participat de la prima ediție. 3 premii, un premiu pentru dramaturgie contemporană, acordat fenomenalilor seniori, un premiu pentru omogeneitatea trupei, acordat celor mici, și un premiu frumos de interpretare, acordat elevului Mihnea Botezatu, în piesa Cântăreața Cheală, el a jucat rolul domnului Smith. E un premiu de interpretare care, pentru mine, ca și coordonator, reprezintă așa o mulțumire sufletească, gândindu-mă la faptul că am așa un pic de flair să depistez copiii cu talente și e al 3-lea an când avem un premiu de interpretare la acest festival. A fost un festival frumos, cu 1000 de participanți, concurență mare, piese frumoase, juriu pretențios. Am avut la câteva momente și un feedback de la juriu, fenomenalii seniori și cei în franceză au primit câteva indicații după ieșirea din scenă. A fost un festival frumos, ne ducem cu pasiune și cu foarte mare dragoste la acest festival în fiecare an. Am luat un premiu pentru interpretare în cadrul festivalului de teatru, ce a avut loc la instituția numită Teatrul Luceafăru din Iași. Și să fiu sincer, totul a fost pentru început greu, pentru că, după cum se știe, fiecare început este greu, după aceea totul a decurs precum o poveste. Am jucat Steaua fără nume de Mihail Sebastian, în rolul lui Pasco. Cum a fost pe scenă? A fost bine. Am avut emoții la început, ca în fiecare ediție. Joc încă din gimnaziu, din clasa 7-a.
Și pentru mine e o experiență plăcută, e un hobby care mă face să mă simt bine. Cum a fost experiența pe scenă, de când faci asta și cât de mult ai pregătit? Experiența pe scenă a fost destul de frumoasă, anul acesta cel puțin, amuzantă, extrem de amuzantă datorită micilor noastre greșeli. Nu m-am pregătit foarte intens, au fost totuși câteva luni bune de repetiții. În trupă joc de câțiva ani, cred că din clasa 8, eu fiind în clasa 11 acum, și sper să continui și în clasa 12. Eu unul sunt nou în această trupă de teatru, e prima oară când particip la un concurs de teatru și mai ales că am început în forță cu o piesă în franceză, deci e prima oară când apar pe scenă. A fost o experiență inedită, mi-a plăcut la nebunie, aș face-o de miliarde de ori de acum încolo. Fac parte din trupa LFNO. A fost o experiență foarte frumoasă, am avut multe emoții pentru că e prima oară când am urcat pe astfel de scenă și sper să mai mergem și la anul. Și anul acesta am jucat în piesa 5 O'Clock, scrisă de Ion Luca Caragiale, în cadrul festivalului Hai la Teatru, desfășurat la Teatrul Luceafărul din Iași. Cum a fost pe scenă? A fost o experiență nouă, frumoasă. Am fost oarecum norocoși că noi nu ne vedeam și ne-a fost mai ușor de interpretat, dar a fost frumos. A fost experiență nouă și plăcută. Emoții am avut doar înainte de a intra pe scenă. În timpul prezentării a fost destul de plăcut, n-am avut probleme. A fost o experiență plăcută, nouă și aș mai repeta-o. Înțeleg că a fost pentru prima dată când v-ați aflat pe o scenă mare la un concurs de talie mare. Da, și nu regret. A fost frumos. Trupa Suflet și Mască a luat premiul pentru animație. Hala din Piața Valea a fost reevaluată, iar acum valoarea ei este de 100 de ori mai mică decât cea stabilită inițial. Această modificare urmează să se resimtă și în taxele pe care le plătesc comercianții odată cu noul cod fiscal. În urma sesizărilor primite de administrația locală din partea celor peste 30 de persoane care plătesc chirii în hală, edilii locale au chemat un evaluator pentru a stabili valoarea reală a clădirii. Se numește Dene Stania Iuliana, iar din primele date furnizate de către aceasta, costul real al clădirii ajunge la 2 milioane de lei. Raportul final însă va fi prezentat la începutul săptămânii viitoare. În urma prezenței doamnei evaluator în municipiul Pașcani de zilele trecute, aceasta s-a prezentat în zona Vale, la Hala, de la Piața Agroalimentară, a făcut toate demersurile necesare, legale, pentru a prezenta un raport de evaluare a acestei construcții. Știți foarte bine că zilele trecute, la audiențele trecute, au venit mai multe persoane din Hala, din zona Vale, care au ridicat problema unei taxe imense venite de la finanțele publice locale, odată cu modificarea noului cod fiscal. Într-adevăr, valoarea clădirii era foarte mare, a venit doamna evaluator. Din primele informații pe care le avem, până la finalizarea raportului, raportul nu este finalizat încă, doamna încă lucrează la el, am zis că îl vom primi undeva pe luni, marți, ar rezulta că din 100 și ceva de milioane cât era valoarea respectivului imobil, ajunge undeva pe la 1-2 milioane maxim. Asta este momentan o estimare, așteptăm raportul final din care să ne vină practic rezultatul pentru acest lucru. Imediat după primirea raportului, noi vom solicita Consiliul Local să se întrunească, vom propune un proiect de hotărâre pentru modificarea taxelor și atunci vor veni consilierii, cel mai probabil vor vota acest proiect și taxele celor din piața din zona Vale vor scădea considerabil față de ce este momentul de față. Cum noul cod fiscal prevede ca din acest an cel care închiriază un bun public să plătească și impozitul aferent, la Pașcan s-a ajuns la o situație aberantă în care comercianții sunt aduși practic în pragul falimentului. Practic, din acest an, aceștia trebuie să plătească cu aproximativ 50% mai mult pentru un metru pătrat față de anul trecut, o sumă imensă pentru cifrarul de afaceri. Situația ar urma să fie schimbată printr-un proiect de hotărâre ce va fi supus spre dezbatere imediat după ce evaluatorul va încheia raportul final.
Comercianții din cele două piețe din municipiul Pașcani sunt invitați la o discuție pe marginea problemelor pe care le întâmpină. Invitația este lansată de consilierul local Marius Pintilie. În acest sens, alesul local îi invită pe toți aceștia la o întâlnire care va avea loc mâine de la orele 14 în sala Arcadia Casei de Cultură. Am făcut o invitație atât pentru comercianții din piața din Vale, cât și pentru comercianții din piața din Deal. Mâine la ora 14 în sala Arcadia la Casa de Cultură îi așteptăm să îi întrebăm ce probleme au referitor la activitatea pe care o desfășoară în piață. Am avut un, să zicem, și mai este în continuare un necaz în ceea ce reprezintă acea taxă de folosință, dar am înțeles că lucrurile se vor rezolva, sunt promisiuni din partea primăriei. Scopul principal pentru care va avea loc această întâlnire este faptul că piața din zona Vale și în special hala vor fi complet modificate, motiv pentru care este important să se știe cum vor comercianții să arate la final. De altfel, ei sunt singurii care cunosc problemele în locul unde petrec toată ziua și ar putea să și aducă sugestii pentru rezolvarea lor. Ținând cont că anul acesta s-au bugetat bani pentru proiectarea piețelor, mai ales pentru piața din Vale, este foarte important ca comercianții de acolo să ne spună ce probleme întâmpină în activitatea de zi cu zi. Cred că acele probleme ar trebui să ajungă la proiectant și proiectantul să țină cont de ele în momentul în care realizează proiectul de ansamblu pentru piața din Vale. Asta este scopul întâlnirii și aștept din partea lor să vină să ne spună ce fel de probleme au, referitoare la aprovizionare, referitoare la clienți, referitoare la, nu știu ce să vă zic eu, alei de circulație, orice fel de problemă. Cred că ei știu cel mai bine ce se întâmplă acolo. Noi putem doar să ne interesăm, dar adevărul poate fi obținut cel mai ușor și cel mai corect din partea lor. Așadar, comercianții din ambele piețe agroalimentare din zona Deal și Valea orașului sunt așteptați mâine în sala Casei de Cultură, unde vor sta de vorbă cu Marius Pintilie și alți membri din echipa sa. Dacă în general oamenii cer la primărie soluționarea problemelor din imediata lor apropiere, există și persoane care se îngrijesc de situația întregii comunități. Un pașconean s-a prezentat la audiențele săptămânale pentru a-și expune nemulțumirea cu privire la faptul că referendumul pe tema apei nu a fost votat. Ion Bran a declarat că are o pensie bună și nu se plânge de prețul mare la apă, însă se gândește la cei cetățeni care nu pot spune același lucru. Omul s-a arătat nemulțumit de modul în care operatorul ieșean îi tratează pe pășconeni și că îi face responsabil de citirea pometrelor și de recuperarea debitelor de la Râu Platnici. El a mai spus că odată cu decizia de a nu vota organizarea referendumului în care pășconenii să decidă dacă vor sau nu ca apa vital în municipiu să opereze, administrația locală și-a săpat singură groapa. Pe mine nu mă mai interesează dacă scăpăm sau nu, pentru că eu am aproape 80 de ani. Multă sănătate să vă dea și una, vă mulțumesc tare. Și aș vrea da. Ca dumneavoastră... Dar dumneavoastră ce problemă aveți cu apa vitală? Vă spun imediat. Așa, imediat. Aș vrea ca acest oraș, da, unde am crescut eu și unde am trăit eu, să rămână pe niște mâini bune. Dumneavoastră încă mai aveți de trăit în orașul ăsta și ar trebui să lăsați loc de bună ziua, adică să plece acești șmecheri de aici, din Pașcani. Pentru că, așa cum am spus, și atunci au luat totul de gata ca să termine repede. Și sunt convins că nu vor face nimic, că nici canalizări, până acum, nici nu au făcut și nici nu vor mai face, să-i spun de ce vă spuneam. Da, bun. Și știu dacă îi mai lăsați și referendumul cum s-o votat ieri contra, deci contra referendumului din iunie, să știți că noi nu scăpăm de ei. În replică, Gică Zanet i-a spus că și el este reprezentant de scară la un bloc din oraș și nu ia bani pentru citirea apometrelor, pentru că așa s-a înțeles cu toți locatarii. Deci, întâmplător, și eu sunt reprezentant la o scară, da, în Pașca. Deci eu am semnat contractul, da, cu cei, eu și câțiva colegi acolo, locatari din scara mea, citim de la fiecare apartament în partea asta, facem centralizatorul ăla și o dăm la apa vitală. Vine factura pe mine, noi împărțim pe fiecare locatar. Eu nu iau niciun ban pentru această citire. Deci nu iau niciun ban. Rețineți, da, dar asta înseamnă că ne-am organizat noi în interiorul scării.
Ceea ce nu i-a spus administratorul public contribuabilului este faptul că operatorul nu achită redevența la nivelul stabilit de Consiliul Local. Pășcăleanu nu s-a abținut și pe un ton calm, sfătuitor, a continuat să-i explice administratorului public că dacă la el în bloc nu este plătit cel care citește apometrele, nu înseamnă că așa procedează toată lumea. Administrația locală solicită ofertă din partea firmelor interesate să execute servicii de consultanță, asistență și reprezentare juridică a unității administrativ-teritoriale Pașcani pentru ducerea la îndeplinirea unei hotărâri din februarie 2016. Este vorba despre realizarea fuziunii prin absorpția societăților SC Ecosalubritate și SC Preservapa. Societățile interesate pot trimite oferta prin intermediul căsuței electronice poștale a primăriei, prin fax sau prin depunerea acesteia la registratura primăriei până la data limită 4/4/2016 inclusiv. Pe site-ul Primăriei Municipiului Pașcani a fost publicat încă de ieri seară un anunț prin care anunțăm că dorim achiziționare de servicii de consultanță, asistență și reprezentare juridică a unității administrativ-teritoriale a Municipiului Pașcani și a Consiliului Local, bineînțeles, în vederea realizării operațiunii de fuziune prin absorpția societăților Ecosalubritate și PrestServ Apă. Unitatea administrativ-teritorială solicită oferte din partea firmelor pe această ocazie. Criteriile sunt următoarele, sunt publicate și în anunț. Experiența firmei în executarea serviciilor de tipul celor menționate, prețul estimat pentru executarea serviciilor, durata estimată pentru executarea serviciilor, firma care va executa serviciul să efectueze toate etapele până la finalizarea acțiunii, fără a fi necesară intervenția altor firme pentru realizarea unor etape intermediare. Bineînțeles, și modul de prezentare a ofertei este și el extrem de important. Așteptăm astfel oferte pe office@primariapascani.ro, pe fax la 0232766259 sau la sediul instituției din strada Ștefan cel Mare, numărul 16. Puteți comenta și dezbate știrile și pe site-ul nostru online www.newspașcani.com, cât și pe facebook.newspașcani.com. Dacă aveți o informație care poate deveni o știre, nu ezitați să ne contactați la numele de telefon afișate pe ecran. Știrea Actualitatea TV se încheie aici. Vă doresc o seară frumoasă! Vizită la salonul de înfrumusețare Victoria îți oferă ocazia să descoperi lucrul care ți se potrivește. Prin serviciile de înfrumusețare oferite, cele mai noi tehnici, produse de îngrijire profesionale și specializarea stiliștilor, atât clientele care vor încerca ceva nou punându-și în stilist toată încrederea, este aflat pe strada Eugen Stamate, bloc A2, scara A parter. Salonul de înfrumusețare Victoria îți oferă combinația ideală dintre ambianța plăcută și atitudinea profesională. Autotranscom, cel mai nou service auto din Pașcani, te așteaptă cu cele mai noi echipamente de înaltă precizie și performanță. Nou la Autotranscom Pașcani, atelier de vopsitorie și tinichigerie auto, redresări caroserii, îndreptări și înlocuiri elemente caroserie, schimbări de parbrize și lunete, operare.